Tată și fiu trimiși în judecată pentru dare de mită după ce au oferit bani unor ofițeri de poliție care i-au identificat în trafic circulând peste limita legală. Dosarul a fost înregistrat în luna august 2019 după ce doi agenți de la poliția orașului Târgu Neamț au denunțat faptul că pe raza comunei Agapia au identificat în trafic un autoturism filmat de aparatul radar cu o viteză de peste 100 de km pe oră pe un sector de drum cu limitare de viteză de 50 de km pe oră. La volanul autoturismului oprit de către agentul de poliție se afla un bărbat care îl avea ca pasager pe tatăl său, ambii inculpați în acest caz. Șoferul a fost amendat și a fost suspendat dreptul de a conduce pe o perioadă de 90 de zile, în timp ce agentul de poliție întocmea procesul verbal, cei doi s-au apropiat de portiera mașinii de poliție și au încercat să ofere sume de bani, respectiv 100 de lei și ulterior 150 de lei pentru a renunța la întocmirea documentației de sancționare contravențională. Oferta acestora a fost respinsă, drept urmare s-a dispus trimiterea în judecată a celor două persoane pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.